După ce ieri președintele Vladimir Putin a semnat decretul privind mobilizarea militară parțială și pregătirea rezerviștilor pentru a fi trimiși să lupte în Ucraina, aseară rușii au ieșit în stradă și au protestat împotriva războiului și a mobilizării. Forțele de ordine au intervenit violent pentru a dispersa manifestanții care au fost loviți cu bastoanele și târâți pe jos. Presa scrie că aproximativ 1500 de protestatari au fost reținuți, însă numărul acestor ar putea fi mult mai mare. Manifestanții riscă 15 ani de pușcărie. Peste 1300 de persoane care au ieșit să protesteze împotriva mobilizării au fost reținute în mai multe orașe din Federația Rusă. Aproximativ 1000 de oameni sunt din Moscova și Sankt Petersburg. Poliția rusă a intervenit violent. Procuratura a avertizat că cei care organizează sau participă la acțiuni de protest riscă până la 15 ani de închisoare. Mobilizarea este oribilă. Putin a început acest război. Majoritatea oamenilor normali nu îl susțin, dar lor le e frică să protesteze. Protesteze pentru că pot fi arestați. Nimeni nu a atacat Rusia. Dacă cineva ar fi atacat-o, mobilizarea ar fi avut sens. Bărbații noștri și-ar apăra mamele și copiii și ar fi eroi. Dar acum noi atacăm Ucraina, nu Ucraina pe noi. Pentru că am copii, am băieți și nu vreau ca ei să meargă la război. Nu vreau să ajung singur la bătrânețe. Nu vrem să lupte sau să ucidă pe cineva. Nu vreau cadavre. Nimeni nu vrea acest război. Și liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a transmis din închisoare că mobilizarea va duce la tragedii uriașe și că va provoca un număr mare de morți. E clar că războiul criminal care se desfășoară în prezent se agravează și se amplifică, iar Putin încearcă să implice cât mai multă lume. Totul se face pentru ca un singur om să își păstreze puterea. În cadrul mobilizării parțiale anunțate ieri de președintele Vladimir Putin, Rusia intenționează să cheme la arme 300.000 de rezerviști. Opoziția rusă a îndemnat la proteste împotriva lui Putin. Apelurile la manifestații sunt expediate pe rețelele de socializare în numeroase orașe din Rusia. În același timp, o petiție împotriva mobilizării, intitulată Nu trebuie să mori pentru Putin, a adunat peste 250.000 de semnături în 24 de ore.